Salut, eu sunt Teo, astăzi sunt tot cu iubita mea aici și dacă tot am văzut că v-a plăcut reacția aia la filmul ăla horror, l-am adus acum și pe Dima, trebuia să fie și Montrei. Amanda. Montrei s-a dat cu treabă și aseară, s-a dat și azi și i-am zis hai că Montrei filmează episodul următor. Ce zici, vă, Dima? Ce să zic, sunt gata să mă sperii. M-ai luat așa noaptea, gata să, te sperii. Să filmăm și noi pe zi, așa filmăm noaptea ca să mă sperii. Păi asta zici, ce rost are să filmăm ziua, care mai e haz. Bă, frate, eu simt că fac live acum, nu? Deci ăsta zici că nu-i vlog, ești nebun, dar nu-l văd pe Dima, asta e cel mai prost. O să ne vezi pe filmare. Da, poate râd și eu după ce primești filmarea, poate râd și eu, să sperie el, știi? Băi, noi tocmai ce ne-am uitat la Asia Express prin noi, mă refer la mine și Cesima, și ce credeți, bă, a arătat mesaje de alea de acasă, de la familie, și am plâns și eu un pic, e nebuna, ce da, n-am mai plâns. Deci azi am plâns, azi am râs și am zis să fie ziua completă, hai să ne și speriem, frate, nu? Aia zic. Da, haide să lăsăm vorbăria și hai să ne speriem, frate, hai să-i dăm drumul la clip. Bun, a început. Așa, mă, ia să vedem. New Light Pictures, forță. Dar e continuare de la celălalt? Sau ce? Nu, e pur și simplu alt film. La ce ne uităm? Bă, nici nu m-a anunțat. De ăsta e... l-am auzit și eu, așa se numește filmul. Și ăla era... vezi și tu? Forță, mi-l vezi și tu, mi-l auzi și tu. Le mai schimbăm. Night, night, honey. I love you. Ia să vedem. Nighty night. My bedtime song. Aren't you getting too big for me to sing you to sleep? No. Asta e cu copii, frate. Mamă, fără. Little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. Hai că mă, ăsta mă adorme pe mine, l-o zădoare. Ăsta cred că e Tasu. Dacă cântam, eu se spărgeau tablourile alea. Adevărat, e nebun. Ăsta e tata. Cred că adormă. Bă, du-te mă la România, au talent, ești nebun, du-te să cânti. Ești nebună. Și acu' iese monstru. I'm sure he misses us both too. Now, go to sleep. Ne speriem sau nu? Bă, eu din ce am văzut la filmele astea mai scurte, așa lasă totul pentru final, frate. Adică e blăbăreală acum la început să o zic pe românește. Da, uite, vă, că a rămas asta mică. Singur, a închis lumina. Oh. Bă, și la tine s-a făcut întuneric? Da. Așa, credeam că am eu ceva la Opa, cine a strigat-o? Hă-ți, Johnule! Ce credeți, o strigă măsa sau nu? A, unde te mai duci, mă, mâncați și... Așa, ia-l pe Mr. Grentel. Mamă, mi-am băgat și în căi să-mi duc de... A, tu ai pus căști, ți-ai pus căștile alea de DJ? Da. Foarte. Bă, o să mă sperii rău. Cred că apare. Eu data trecută mi-am rupt cotul, sper să nu mai dau cu ăsta în stânga aici. Că e jar. Dă-te! Bă, vorbește, bă, frumos, că suntem pe vlog. A, era măsă. A, era măsă. Who is it? I don't know. But it's okay, they'll be gone soon. Mommy, I'm scared. I know. It's okay. I'm scared too. Ai heard it tu. Ia să vede. Please not now. O, tata nu răspunde. Bethany? Where are you? I'm waiting. Just we can see who it is. No. It's okay, we'll wait. They'll go soon. Bethany, are you hiding from me?
Bă, cine vorbește așa trăilor, familialor? Shh! Don't say anything. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Cineva face vocea lui Massagen. Ăsta e lupul din scufița roșie, mă, cartici. Ba nu, e ăla din trei iezi. Le-am încurcat, nu prea am citit la copilăria mea. Trăiezi, cucuiezi, ușa mamii, descuiezi. Nu descuia nimic, că mor. Ce-i faci cu farfeca aia? O tunzi ca pe mine? Forță. Adu și mie farfeca aia, bă, să mă tun și eu pe Jean. Bă, cineva intră în cameră la ele, ce? A, nu, cineva iese. Păi și... No. Știam eu, prima dată te păcălește, mă, și tu poți. Nu e nimeni gen? Nu e, nu. Fii atent că acum gen nu apare nimic. Da, a deschis deci cineva ușa, nu? Calma. N-a deschis-o ea. A deschis-o ea. A deschis cineva, da. Mamă, mi-a crescut pulsul. Bethany! Oh, Bethany! Nu te-ai plecat viața. Bethany, where are you? Bethany, where are you? No. Oh my god, Bethany, are you okay? Sorry, it's okay, there's no one there. Mommy, I saw her. No. Mamă, ce picioare ai fost pe spală de numai... Bă, s-a făcut negru și la tine? Da. Three, ce picioare! Five. Ia mă că stau față, nu mă mai ascund eu după degete acum, nu mai fac eu nebunii de-alea, ia! Ia parfă, ia! Mamă, ce glezne urâte avea! Pă bune! Avea nege aia pe picioare, ești nebun! A luat-o pe maică sa? A luat-o pe maică sa. Forță. Bethany, come here into your room. Cine e asta? Bă, ce se întâmplă? Bă, stai, asta nu-i măsa. Remember, just count to five. Bă, asta nu e măsa deloc. E aia cu gleznele cu negi. Mă, fericit dacă am pe fiori mănânci. Ce urât. Păi stai mă, și ăsta a fost? Atât? Bă, atât? Bă, uite, asta e prost la filmele astea horror scurte, că gen... Eu n-am cum să mă uit la ele să văd, bine, pot să văd cât durează, dar nu pot să mă uit la ele să văd dacă zbuie la că după aia n-aș mai avea reacție, știi? Și uite că l-am nimeni pe ăsta, dar pare doar sorba aia la final, e nebun și mai avea și picioarele alea, de zici că avea piești nebun pe ele, de s-a terminat. Gură, ia arată-le mă cum te-ai tuns, să vedem dacă e mai bine decât la mine. E normal, mă, ești nebun. Nu, dar arată-le la spate. Fiți atenți, mă, vieții mele, cum am tuns. Deci eu am vrut să-l copiez pe Maluma. Și mi-a ieșit, dar la spate nu vă arăt că... I-a ieșit Maluma după vreo 15 ani în bazuri. Că n-am văzut la spate și n-am văzut foarte bine la spate. Da, mă, ziceți voi în comentarii, la cine mai bine? Eu măcar... La mine mai bine, normal. Bă, la nu tine vrei... a fost și freza mai ușoară. Nu vreți să-l pun și pe Teo în următorul vlog? Forță! Hai că putem să ne vedem dacă e Dima. Băi, viețile mele, cam asta a fost și vlogul. Sper că v-a plăcut. Nu o zic pe aia cu sper că v-a adus un zâmbet pe buze, că ați văzut ce e de-aia cu nici pe picioare a venit de mea. Au râs, mă, la freza mea. Bă, să nu vă uitați la ăsta mâncând. Când vă uitați la mine la de-astea horror, să nu vă uitați mâncând, că e jale. Mai trebuia să aibă aia vierb pe picioare și ăsta era vlogul, e nebun. Nu uitați să lăsați în comentarii dacă mai vreți să fac vloguri de genul, că pe timp de stat acasă nu avem, frate, cum să mergem în locuri bântă. Uite că, iubire, stai așa că dai cu mine pe aici, am sara astea de în gură. Să vină și Montrei!
Și trebuie să ne adaptăm cum putem și noi, că facem vloguri de acasă, dar ideile se duc, frate. Dacă aveți idei, nu uitați să lăsați în comentarii. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un subscribe și un follow pe Instagram și mie și Chessie mei și un share și comentariu și ce vreți voi, nebun, un mesaj, o cerere de prietenie pe Facebook, ce vreți voi. Filmăm acum un vlog și la Dima, deci da, să stați cu ochii și pe canalul lui. Eu am fost Teo, ea a fost Chessie mea și pe aici pe undeva, cred că e și Dima, nu știu cum o să-l încadrez și pe ăsta. V-am pupat, pa, pa!